Paștele este una dintre cele mai importante sărbători din an pentru credincioșii ortodoxi. Dincolo de latura religioasă și tradiționalele oro și pască și miel, obiceiurile pascale capătă semnificații diferite în funcție de fiecare regiune geografică în parte. Creștinii ortodoxi celebrează de aproape 2000 de ani evenimentul care a deschis o nouă epocă în viața creștină a omenirii, învierea lui Iisus Hristos. Tradițiile și obiceiurile legate de această sărbătoare au fost transmise din generație în generație. Unele au suferit modificări, iar altele s-au adaptat societății din zilele noastre. În comuna dâmbovițeană Vulcana Pandele, în noaptea sfântă de înviere, are loc pentru al doilea an o manifestare unică în România care se bucură de un real succes, Puntea Luminoasă. Inițiatorul proiectului Puntea Luminoasă, referentul cultural Florina Voicu, dorește să țină aprinsă flacăra tradiției și culturii la Vulcana Pandele. Anul trecut, 500 de lumânări și 30 de torți au fost aprinse pe traseul Biserica Fusea din satul Gura Vulcanei, intersecție Biserica Vulcana Pandele și cimitirul Vulcana Pandele. Acest spectacol de lumini se aseamănă cu manifestarea Calea Luminii din municipiul Târgoviște. Tinerii din comuna Vulcana Pandele care participă la această acțiune sunt îmbrăcați în costume populare. Organizatorii sunt Primăria Vulcana Pandele, Consiliul Local, Căminul Cultural Izvor de Apă Vie și cele două biserici din comună. Lumina Sfântă a Învierii va lumina întreaga comună dâmbovițeană Vulcana Pandele în noaptea de înviere.